Congresul Mondial al Familiei va fi organizat în perioada 13-16 septembrie la Chișinău. Anunțul a fost făcut de către șeful statului Igor Dodon în cadrul unei conferințe de presă susținută în comun cu președintele Organizației Internaționale pentru Familie, Brian Brown. Șeful statului a specificat că inițiativa de a desfășura acest congres a fost expusă anul trecut la Budapesta, Ungaria. Urmează să fie un eveniment care va scoate în prim plan valorile tradiționale, familia ca pilon de bază al societății, problemele cu care se confruntă familia contemporană, precum și eventualele soluții. Organizația Internațională pentru Familie este cel mai reprezentativ forum internațional al apărăturilor familiei tradiționale și dreptul de viață, membrii ai căruia sunt reprezentanți din 85 de ce a spus Dodon. Președintele a remarcat că la eveniment vor participa circa 2000 de persoane, printre care 400 de experți, personalități politice, formatori de opinie din peste 50 de state. Totodată, la inițiativa mea personală și a arătat disponibilitatea să participe la congres Patriarhul Moscovei și al întregii Rusiei Kiril și un înalt reprezentant al Vaticanului, afirmații Dodon. La rândul său, președintele Organizației Internaționale pentru Familii Brian Brown a menționat că organizația promovează mesajul că, în pofida tuturor diferențelor, familie este adevărul care ne ține împreună. Pe lângă ședințele ordinare, participanții la congres vor putea să vadă frumusețea țării, să se bucure de ospitalitatea oamenilor, de bucatele și vinurile de aici. Aștept foarte mult acest eveniment și să revin în Republica Moldova, a spus Brian Brown. În anul 2015, Congresul Mondial al Familiei s-a desfășurat la Salt Lake City, SUA, în 2016 la Tbilisi, Georgia, în anul 2017 la Budapesta, Ungaria.